Dacă este miercuri seara și se pare că așa este în ziua de astăzi, atunci cu cine ne întâlnim decât cu niște tineri frumoși, sănătoși, bucuroși, odihniți? Am întrebat pe cineva dacă este obosit, a zis că e foarte obosit și nu știam de ce e obosit la ora aia. Vine taică-s și îmi spune, zice, frate, vezi că ăștia s-au născut obosiți să se odihnească. Nu este cazul invitațiilor mei din seara aceasta. Să încep de unde? Să încep cu domnișoara. Bine ai venit? Miriam. Domnul să te binecuvinteze. De mult n-am spus chestia asta, dar seara asta trebuie să fiu atent cu tine. Miriam. Nathanael. Mulțumim că ai venit. Alex. Fain și cu tine. Cosmin. Cosmin. E ok. Mai rezici cu părinții? Da. Da? Greu, da. Greu, da? Băi, auzi, Domnul Iisus ne ajută. Știi că spune în Biblie că este bine un tânăr să poarte un jug în tinerețea ta? Nu te-ai gândit niciodată că părinții pot fi jugul. Nu, dar dacă te gândești asta, scrie acolo să tacă, că Domnul l-a pus pe gruma. Da. Și acum, dacă cineva ți-a dat părinții, sigur ți-a dat Dumnezeu. Bun, cum te-ai caracteriza, Miriam? La ora asta, cum ești? Acum, plină de viață. Plină de viață. Deci, stai să vă spun, ea a venit un pic, a înghețat, că a stat afară, dar asta nu se spune în emisiune, că noi am întârziat, că ne-am mers sunetul sau ceva. E plină de viață, plină de bucurie, așa se spune. Fericită. Da. Nathanael? Eu zic că în perioada asta sunt destul de ocupat. Așa? Da. Cu fete, cu ce? Nu, cu școala. Sau cu școala, băieții, serios, nu se așa? Alex? Da. Eu m-aș caldeza ca fiind o fire analitică. Da? Îmi place să analizez. Pe toți ăștia de aici? Mai mult sau mai puțin. Așa? Tot ce mi se întâmplă mie și de multe ori tind să gândesc prea mult chiar ce mi se întâmplă. Și să analizez fiecare scenariu posibil. Tu firul, câte, în 4, în 7, în 8? Câte se poate. Câte se poate. Da. Și la final analizezi de ce ai analizat atât de mult. Super, fain. Da. Mă invit să vin la nuntă să știu să-i spun ceva miresei tale. A zice mai bine nu, da? Așa, Cosmine? Și eu, în ultima vreme, de fapt de când am început anul școlar, e mai complicat puțin, dar mă descurc. Sunt o fire așa mai vioaie, mă mai adaptez uneori. Te-ai gândit cam cine a inventat școala și de ce? M-am mai gândit, dar în ultima vreme nu. Nu vreau. Le iei așa convinci. Mm-hmm. Ce-ți place să faci? Dacă ai face în viață doar ce-ți place să faci, ce ai face? Îmi place matematica și pe parcursul anilor mi-am dezvoltat vederea în spațiu și mi-ar plăcea să fac ceva ce include lucrurile astea două, cum ar fi probabil arhitectură sau proiectant 3D, să proiectez lucruri 3D, ceva ce necesită... Da, așa mai mult în lumea reală sau în science fiction? Pentru lumea reală. Pentru lumea reală. Da. Mai mai plăcea să ajung și la nivelul ăla să pot să fac pentru science fiction, dar așa, pentru mine, pentru nivelul meu. Da, că nu oricum n-am pricepe. Ce ai face, Alex, dacă ai face doar ce-ți place? Ar fi un răspuns foarte simplu, m-aș pune și aș citi toată ziua. Doar aș citi toată ziua. Ceva sau orice? În domeniul uman este, în principiu, istorie, teologie sau filozofie. Mă rest, nimic altceva. Eu, în ultima perioadă, sunt foarte preocupat de bursă și domeniul financiar. Și, de vorând că perioada asta se întâmplă multe lucruri, da, că nu că scade și invers. Asta e bursa. Da. Eu am învățat târziu, dar nu pot să spun chestia asta, știi că mai ales ne urmăresc oameni serioși. Voi sunteți prea tineri, ați auzit ceva de Caritas, minuni de genul, așa, da, pe da, da, bun. No, cineva spunea că, de fapt, Caritasul s-a inventat pentru proști și bursa pentru deștepți. Dar e cam aceeași chestie, știi, la urmă, n-ai cum să câștigi, numai să câștigi, da? Mie îmi place foarte mult muzica. Așa? Să cânt sau să ți se cânte? Să cânt. Mm-hmm. Să cânt și să fac ce nu știu, să slujesc oamenii, ce trebuie. Ori logistică, organizare sau orice altă. A fost și zile în care te-ai cântat? Sau doar ai cântat? Am cântat și mi-a trecut necazul. Ai cântat și ți-a trecut necazul, da. Fată. Deșteaptă. Dar ce necazuri poate avea o fată ca tine? Multe. Ia zi, câți ani ai? Fac 17. Fac 17, ce frumos. Câte unul și binecuvântațele ei, nu mulți așa, dar unul și binecuvântat. Bun, ce necazuri poate avea o fată la 16, 15, 14, 17 ani? Păi, în primul rând, îngrijorări pentru ce va urma, nu știi viitor, nu știu ce stă în cale, ce se poate întâmpla. Altor... Ce băiat îți apare. Și asta. Așa, da. Și asta, dar nu numai. Nu numai, corect. Cariera, familia,
viitorul, ce se întâmplă în societate, orice altceva, plus persoanele care poate uneori nu sunt așa cum te-ai așteptat să fie. Bun, și o fată se poate îngrijora și fără motiv, nu? Da. A, e ok. Depinde de firea fiecăruia. Depinde de firea fiecăruia. Da. Fetele sunt la fel și probabil diferite. Că ai adus în discuție, că eu n-am vrut neapărat să mă bag în subiectul ăsta căsătoria. Ți-o propui să te căsătorești? Da. Hai să-i ajutăm pe părinții tăi. Dacă știu că răspunsul corect ar fi când va vrea Domnul, cum va vrea Domnul, eu ca asta sunt obișnuit. Tocmai așa. Da. Eu de ce spun aia? Dar dacă Domnul ar veni și ar spune, Miriam, eu vreau să mă duc după agenda ta personală. Fă-ți o agendă și eu te binecuvintez cu agenda ta. Când te-ai măritat? Nu știu exact. Adică, probabil, ori după facultate, ori nu știu ce se poate întâmpla până atunci, poate mai repede, nu știu. Păi cum nu știu ce se poate întâmpla? Nu prea târziu. Până în 24. Așa, deci să vorbim că părinții își fac calcule. Acum are 17, dacă merge maxim până la 24, încă 7 ani. Adunați bani pentru nuntă, asta este toată ideea. Că dacă nu trece pandemia asta, fata n-are cum să adune bani, că nu vin ăștia la nuntă, rugătare, puneți voi bani și fata se mărite, da? Deci ca să ne înțelegem. Deci maxim 24. Cam așa. Bun, și ce fel de băiat ar trebui să apară înainte de 24, că tot la 21 să zici, nu ratezi ocazia asta? În primul rând să mă înțeleagă. Poate înainte de asta să ai o relație personală cu Domnul, dar foarte personală. Adică nu te cunosc și mă duc la biserică, mă uit pe telefon și nu sunt atent la nimic. Și... deci pentru mine ar trebui să fie chiar să ia foarte în serios relația cu Domnul. Un băiat născut din nou, da. Așa, și serios, da. În relația cu Domnul. Și apoi să mă înțeleagă, să mă iubească. Nu, nici n-ai pretenții mari. Nu. Voi, fetele, nu vă țineți de bancuri, nu? De? Bancuri, așa, glume, mai ziceți? Nu, eu nu, cel puțin. Nu, ești fată serioasă, dar pentru băieți, nu știu dacă merită. Dar ai voie să le zic una? Da. Și că unul, prin Los Angeles, se plimba pe malul oceanului și a descoperit el chestia aia. A ieșit genii afară, duhul, și a zis, mai găsit, trebuie să-ți împlinezi dorința. Mă rog, că ce? Nu știi povestea, nu? Ce dorință să mă împlinești? Deci, fii atent. Mie îmi place foarte mult în Hawaii, mi-e frică să zbor cu avionul. Fă autostradă, Los Angeles, Hawaii. Mă urc în mașină, mă duc până acolo. Zice, băi, omule, tu-ți dai seama, sore de mers până în mijlocul oceanului cu avionul, fier betonul, gădare, autostradă vrei, alte dorințe nu ai? Ar mai fi una. Ajută-mă să-mi înțeleg soția. Ăla se uite, el zice, ai vrut cu 4 benzi sau cu 6? Ca să-ți dai seama cât de simplu cercul, ci că doar să mă înțeleagă. Și cu asta, ca să nu te jignesc, uite că deja Nathanael abia așteaptă să discutăm ceva ce are el pe inimă, tu te înțelegi pe tine tot timpul? Poate nu înțeleg după aceea de ce am gândit așa înainte, dar... Deci, băieți, cam asta ar fi. În ziua în care ea nu se înțelege pe ea, voi ar trebui să o înțelegeți și să o iubiți. Dacă nu o înțelegeți, măcar să o iubiți, asta o să vă ceară Domnul Iisus Hristos. Bun, Nathanael, ce să te întrebe pe tine? Nu o chestie, cu însurătoarea nu. Hai să văd unde stați, dacă tot o deschizi Miriam capitolul ăsta, dar tu cum stai cu căsătorie? Cu fetele? N-ai nicio... Ce n-ai? Pretendente n-am. N-ai fete la care le place de tine? Nu. Și nici... Păi nu spune minciuni. De unde știi tu că nu le place? Eu știu la... Nu știu. Știi și tu ceva. A, că nu-ți place să ție de aia care îi place, hai mă spune așa pe direct. Bun. Dar ce ți-ar capta atenția? Păi tot așa. În primul rând să fie credincioasă. Cum o să-ți dai seama? Cred că din... poza de pe Facebook. Sigur nu. Dacă, dacă scria e activă și implicată la biserică și nu doar așa de formă, ci să se vadă că face cu pasiune și cu iubire ceea ce face. Ordonează ușor un grup de băieți. Nu neapărat. Asta se întâmplă în multe locuri, nu? Fetele coordonează toți băieți, mai dau și ei la chitară, bas. Bun, așa, și planuri de viitor, unde te vezi peste 5 ani? Peste 5 ani sper să am facultatea făcută și... Așa speră și părinții tăi, fii liniștit. Da. Nu știu dacă chiar căsătorit, dar sigur să am o relație. Măcar atunci să o ai în vizor, da. Deci da. Să se fi născut. Sper. Să fie. Bun. Tot la căsătorie.
Păi mă gândeam, tu ce treabă ai cu căsătoria? Tu citești. Da, sunt un... Na, nu prea. Nu m-am gândit deloc la subiectul ăsta. Deloc? Da, dacă e, e, dacă nu, nu. Bun, așa când vezi un mir, o mireasă, ceva, nu? Noi, nunțile nu sunt interesante pentru tine. Da, mă gândeam de ciocolată, dar de la nu înțeles nimic. Nu. Dacă ai scrie o carte, pe ce subiect ai scrie? Sincer, mi-aș dori să scriu mai multe cărți. Așa. Dar mi-aș dori să scriu de teologie istorică, de cum a fost văzută doctrina Trinității în timp și cum s-a dezvoltat ea. Și asemenea, sau o altă temă ar putea fi cum a fost văzut Dumnezeu de-a lungul secolelor, mai special, în special în cultura europeană. Păi, deci mie îmi place, tu ești un om de sinteză. Deci asta e foarte fain. Eu aș citi cărțile tale, dacă n-ai intrat în toate detaliile, știi? Dar să mă duci așa pe niște chestii din astea, să le adun din toate și eu să le găsesc într-o carte, chiar ar fi super, succes la chestia asta. Și pentru asta, ascultă, nu merită stinsori. Știi că te încurcă nevasta, n-ai, deci chestia asta, da, să-L vezi tu pe Dumnezeu în toate chestiile și nu știu ce, te încurcă. Dar acum dacă Dumnezeu să-ți aducă un cadou, știi, și lângă cadou îți mai aduce câteva cadouri, o să-L pricepi tu pe Dumnezeu și în alea mărunte. Cosmin, rămânem tot în domeniul căsătoriei ca să nu te excludem pe tine, că nu-i frumos să te excludem. La tine cum o fi? Eu mă gândesc și asta vreau să mă căsătoresc, să mă însor pe la vreo 22-23 de ani, pentru că vreau să fiu un tată tânăr. Și mi-ar plăcea să fiu un tată tânăr, să nu fiu un tată bătrân. Și odată cu trecerea timpului, odată cu îmbătrânirea, să zic așa, și răbdarea scade. M-am auzit chiar de la persoane în vârstă spunându-mi că nu mai au atâta răbdare cât aveau când au fost tineri. Fapt dovedit. Persoanele de față se exclud, am înțeles, da? Da. Și cam atâta. Și cum crezi tu că o să convingi o fată? Păi dacă tu te însori pe la 21, pe la 22 de ani, ce o să ai tu la 22 de ani să convingi o fată să se mărite cu tine? A, băi, până atunci nu o să stau. Așa. O să caut să mă aprofundez în domeniile care îmi plac și să caut să câștig ceva din ceea ce fac. Adică să-mi găsesc o meserie și să mă apuc de treabă. Eu mă așteptam tu să zici, doamne, dar fetele din ziua de astăzi nu contează ce ai, contează ce ești. Și pentru că eu sunt un băiat super, ele se mărită cu mine fără nicio problemă. A, păi ele da, dar părinții o să mă întrebe, ai grijă de ea? Părinții ei. Ai cu ce să ții, da. Ăștia care și-au pierdut răbdarea. Am înțeles. Bun, bine, e mai un pic și ajungem la nuntă. O să faci nuntă faină? Da. Mare? Numai odată se întâmplă. Numai odată, cu asta sunt de acord. Și ce o să fie special în nunta ta? Acum asta încă nu știu să zic. Ce-o vrea ea? Ce-o să vrem amândoi. A, idealist, e bun. La tine? La nunta mea? Da, da, da. Ce-i mai bine? Ce-i mai bine? Da, fântână de ciocolată obligatoriu. Fântână de ciocolată, că îți place ție de dragul ei? Da, și în rest n-am nicio pretenție. Îi spui, dragă, fântâna să fie încolo cum vrei tu, numai să nu pleci de aici până la final. Da. La mine sigur o să fie nuntă mare. Am multe mătuși, foarte multe. Și care toate vor. Sigur. Și toate au idei. Da. Super, da. Mi se pare cunoscut. Eu nu pot să zic cum o să fie nunta mea, că nu știu nici ce se va întâmpla mâine, așa că... Ea iar a trecut pe partea așa, da? Păi asta e adevărul. Păi e adevărul, dar nu. Bine, ceea ce mă gândesc eu e mirele, nu cum o să fie nunta. Nunta o să fie cum o să fie. Deci tu chiar te interesează mirele asta? Deci la nunta voastră cel mai prețios o să fie mirele? Omenește vorbim pentru tine. Probabil, și familia și cei de lângă mine, dar... Predicator oricum, nu? Noi suntem... Și cuvânt e important. Și, da, pe lângă muzică, lasă-vă, da, voi... Și muzica, și voi vă stabiliți nunta după trupa de muzică care trebuie să vină cu 2 ani înainte. Nu. N-așteptați voi 2 ani. Bun, uite, la ce ne gândim noi și ziua de mâine nu e a noastră. Dar da. Trecutul a fost a noastră. Hai că sunt curios, spuneți-mi un pic despre familia în care v-ați născut. Eu m-am născut într-o familie creștină, de penticostali. Am doi părinții creștini, bunicii toți. Din Butuc? Da. Așa, rădăcini, da. Așa. Când am fost mică, am fost la o biserică de țară. Bunicii mei au deschis acolo biserică, în Tauț. Și am slujit de mic, la vreo 3 ani, eu cu fratele meu cântam acolo pe instrumente de jucărie. Deci chitări, tobe, microfoane, toate de jucărie. Tobe?
Da! Ne putem să facem ce vrem acolo, erau doi frați, trei surori pe acolo. Bun, dar uite ce mă încurcă pe mine, nu știu dacă pe voi. Când ai fost mic, ai avut voie cu tobele de jucărie în biserică, da? Poate și unele adevărate. Când ești mai mare, s-ar putea să spun aceiași oameni, tobele sunt păcat, da? Păi deja cred că ai crescut, poți să-ți zică lucrurile pe față. Da, și da, da. Când ești mic, îți dă să te joci cu Barbie, știi? Pe care o pudrezi, o machiezi, smulgi ochii, nas, o cutare, știi? Nu contează. Când ești mare și vrei să te îmbraci ca Barbie, vai fată, deci asta nu-i pocăită. Păi da, dacă ți-o pus o bunică în brațe de mică, modelul tău. Poate uneori sunt prea indulgenți cu cei micuți și prea preseveri cu cei mari, nu știu. Poate nu înțeleg. Bătrânii? Da. Am înțeles, nu? Nu neapărat bătrânii. Bătrânii nu înțeleg, da? Să mă liniști. Alte generații. Cum nu înțeleg când ești mică, te îndoapă de numai să te facă cât ursulețul, ca apoi când ajungi la nu știu câți ani, baci pe cură de slăbire și rugăciuni, Iisus se scapă, mereu, da? Deci te-ai născut în familie de credincioși, te-ai dus la biserică, te-au pus cu tobele, da, să te joci acolo? Părinții ne-au îndrumat de mici să cântăm și așa ni s-a dezvoltat o pasiune. Pe parcurs, tot mai mult ne-a ajutat Dumnezeu, am avut mai multe posibilități, ne-am mutat membri, am fost întotdeauna la biserica din Arad, pe Betania Tădiște, dar am fost acolo pentru vreme la țară. Apoi ne-am întors și am început să slujim noi în biserică, mai greu, cu două chitări uneori și eram așa, dacă vă uitați la filmulețe, da, uneori mi-e rușine de ele, dar, na. Dar eu s-au bucurat cu ne-au filmat. Da. Sunt ai noștri, frate, sunt ai bine, noștri. Bine, nu că suna rău, da. Da. Fiecare după posibilități. Acum Domnul ne ajută și tot mai profesional vrem să slujim, nu pentru noi, pentru slava Domnului și pentru bucuria celor care ne ascultă. Da, așa, cât ești tu de smerit acum, dacă cineva spune mulțumesc frumos, ați cântat bine, te ajută sau te încurcă? Mă ajută să primesc un feedback știind că nu slujesc așa în zadar sau la un perete, ca și nu ca în perete, nu. Mă ajută, da, dar nu în sensul că mă bucur că wow, ce-am fost eu. Nu, știu, am avut nenumărate experiențe în care mi s-a dovedit că nu i-am fost, ci Domnul m-a ajutat, Domnul a lăsat harul dacă am fost eu. Da, câte ori mulțumesc și o apreciere pică bine. Da. Și eu, tot așa, am crescut într-o familie creștină și chiar... Întâiul născut. Pot să zic că am avut experiență cu slujirea la prima mână, pentru că tati a fost păstor și de multe ori mergeam cu el în misiuni și... Îți amintești chestia de aia? Da. A fost faină? Da, da. Chiar... Multe amintiri de neuitat. El predica, tu te jucai. Da, și când am crescut, mergeam și cântam, și eu. Ceva boacă ne-ai făcut prin misiune, sau nu? Asta nu știu. Nu mi le povesti pe toate. Nu, că voi în deplasare știți să jucați bine. Da. Așa. Mai ai frați, surori? Mai am două surori, mai mici. Fete faine. Cele mai faine. Te respectă, n-ai nicio problemă. Ne înțelegem. Vă înțeleg. Esențial. Eu m-am născut tot într-o familie de creștini. Tata e creștin ortodox, mama este baptistă. Deci de mic am auzit despre Dumnezeu, despre cuvânt, am fost dus la biserică. Sunt singur la părinți și am două bunici. Nu ești cum atât. Cam răsfățată, în așa. Două bunici. Sincer, acum, că sunt singur la părinți, nu zic că îmi pare bine sau îmi pare rău, dar nu m-aș fi văzut împărțind lucrurile când eram mic. Nu vreau. Nu. Bă, le împarți, mai trebuie. Asta nu se gândește la însurătoare așa de mult, că zice, Doamne, în sfârșit vine vremea să împart, da, da. Tu, familia? Și eu am crescut într-o familie de creștini, într-o biserică baptistă și eu, de mic am primit o educație după cuvântul Domnului, părinții au avut grijă să-mi dea și mie și fraților mei o educație bună. Să-ți dea sau nu? Nu. Să ne educe. Așa, să vă educe. Să ne educe așa cum... Cum o știu te-ai că e mai bine. Da. Și după cuvântul Domnului. Adică exact așa cum a spus Domnul, că trebuie să fim așa, s-au străduit ei să ne crească. Și acum pot să spun că slujesc într-o fanfară, într-o fanfară de la noi, de la biserică, avem două fanfare, într-una din ele slujesc și eu și... La trombon sau ce? La basligon. No, că sunt mulți tromboniști, știi, pe la noi și de asta. Da.
Nu chiar, nu sunt așa de mulți, dar mai mulți sunt basligoniștii. Așa, așa, bun. Și slujesc, de fapt, da, am cântat și în cor. Dar care a fost mai strict, maică-ta sau taică-ta? Acum, amândoi au fost la fel de stricți, numai că, da, tata are autoritate și putere de tată. Da, nu intrăm în detalii, da? Da, nu intrăm. Da, da, nu intrăm în detalii. Obișnuiam eu să întreb, nu știu pe tine dacă te-am prins când te-ai botezat sau nu, numai noi când se botează, și eram și eu pe la comitet, când se botezau cei din biserică, tineri care au crescut în biserică, îi întrebam dacă și-ar lua model de pocăință, pe cine ar lua, pe tata sau pe mama? Pe amândoi. Pe amândoi, fate deșteaptă. Cred că anumite aspecte le-aș lua de la tata, așa anumite de la mama. Tot așa. Tot așa. Și eu pe amândoi aș lua. Am de luat lucruri bune de la amândoi. Super, băieți, foarte fain. Ăștia care erau mai mici spunea de obicei pe bunici, știi? Bunici. Da, unii bunici erau cu Domnul, alții erau chiar oameni serioși. Bun, să crești într-o familie cu părinți credincioși, mă refer la o relație cu Dumnezeu personală, nu contează etichetele, e avantajos sau dezavantajos? Din punctul meu de vedere, foarte avantajos și tot timpul, mai ales acum de când am crescut și de multe ori m-am gândit ce har, nu știu, e așa un har foarte mare. Să cresc, să știu de mică, de Dumnezeu, să știu că El mă iubește, că e cu mine, că orice se întâmplă spre binele meu și o educație de mic copil e foarte importantă și o educație înspre Dumnezeu. Și tu asta ai primit-o da. De la părinți, în primul rând, da? Da, da. Ei m-au condus. Dar nu te-ai văzut așa câteodată și frustrată? Eu n-am voie aia, n-am voie aia. Nu neapărat. Nu neapărat. Și eu cred că a fost un lucru care m-a ajutat foarte mult, faptul că am avut de mic un exemplu în părinții mei și faptul că eram nelipsit de la biserică și asta pot să zic că m-a ajutat să iau foarte repede decizia să-mi asum această credință și relația personală cu Domnul. Maică ta mai era educatoare și pe acasă sau numai pe la... Da, lucrează ca educatoare, dar are grijă și, și ai acasă. Avut-o ca educatoare? Ca nu țin minte. E bine, ok. Da. Taică tu o face pe păstorul pe acasă sau nu? Când e nevoie. Când e nevoie, dacă nu iese întotdeauna așa la... Cum e, avantaj sau dezavantaj? Învață pe copil de mic care pe care trebuie să urmeze și când va fi mai mare nu se va depărta de la ea. El e teologul serii, deci oricum întoarcem, el ne demonstrează că el citește Biblia și teologie. De unde e pasiunea asta pentru teologie? Mai rar așa la un tânăr. Sincer, am o pasiune și pentru teologie și pentru filozofie, în special pentru ambele. De mic m-am tot întrebat de ce se comportă oamenii așa cum se comportă, de ce arată societatea așa cum arată, cu bune, cu rele. Și am început să citesc pe această temă și mi-a plăcut foarte mult răspunsurile unor teologi, unor filozofi și așa mai departe. Deci întotdeauna mi-a plăcut să îmi pun întrebări existențiale. Și deci pe tine cititul te-a ajutat să găsești răspunsul la întrebările, la frământările tale. Da, da, la majoritate. Pe diferite planuri, da? Și eu, de când am mai crescut, am început să realizez ce binecuvântare îi să crești într-o familie în care părinții trăiesc cu frică de Dumnezeu, cu respect față de Dumnezeu. Sigur, când am fost mic și până nu am crescut mai mare, până mintea mea nu a început să gândească de ce am primit educația asta, nu plăcea, când aveam așa o reținere, pentru că așa e noi. Și acum realizez, încep să realizez cât de binecuvântat îs. Adică am parte de o creștere psihică sănătoasă, pentru că părinții se înțeleg. Și este pace în familie. Și primești o parte bună. Și... E bun, e bine, e bine. Una din frământările mele, acum la mine nu e chiar o frământare, dar mă gândesc că pot fi niște tineri care vă urmăresc. Acum o să vă urmărească dacă share-uiți voi emisiunea, că altfel îți dai seama că nu se uită la emisiune, numai dacă o dați voi mai departe, că deja vă dau eu, că nu se uită tinerii, știi? Dar va fi interesul vostru.
Dar poate se uită niște tineri la voi și zice, păi ăștia au o relație personală cu Dumnezeu pentru că nu au avut altă alternativă. Adică dacă bunicul a fost așa, tata a fost așa, mama a fost așa, i-a dus la biserică, le-a băgat în cap, i-a spălat pe creier, le-a direcționat, în mod natural era previzibil că se ajunge acolo. Chiar așa de normal și natural este să ajungi la o relație personală cu Dumnezeu. Adică eu presupun că tu ai o relație personală cu Dumnezeu. Da. Bun. De ce și cum? Eu, în primul rând, consider că nu e așa cum ați fi presupus. Adică nu e așa o cale care e sigură, pe care trebuie să mergi dacă ați băgat în cap. Nu e adevărat. Fiecare are personalitatea lui, gândește într-un fel și chiar am observat fiecare om, chiar și frații, gândesc aproape total diferit. Te referi la frații de credință sau frații de corp? Amândoi. Da, bun. Amândouă categorii. Așa. Nu, pentru mine cel puțin a fost o convingere proprie. Mi-am dat seama că oricât de mult bine vreau să fac eu, sunt tot greșită, pentru că așa e natura mea greșită. Și pot să mulțumesc Domnului pentru că m-a băgat în, adică m-a pus în mediul acesta creștin ca să realizez mai repede, să nu trebuiască să stau ani în șir, în lume, trăind în minciună, am cunoscut adevărul. Dar asta nu înseamnă că dacă se pune pe tavă adevărul de mic, tu îl vei și vedea, pentru că trebuie să ai ochi ca să-l vezi. Și Dumnezeu te luminează ca să vezi adevărul. Adică sunt alții care cresc în familie de credincioși și ajung să urască credincioși, ajung să urască biserica. Nu cred că ne scrie... Și ai putea să spui că e 100% vina părinților sau a bisericii? Nu. Este și gândirea proprie, perspectiva proprie. Libertatea care ți-o dă Dumnezeu până la urmă să iei o decizie, da? Dacă ai spune ce a fost determinant în viața ta, că la tine n-avem cum să nu zice că a fost un proces. Deci tu ai fost într-un proces. A fost și ceva care totuși la un moment dat a spus, păi, ar că am venit vremea să mă hotărăsc eu pentru Dumnezeu, o decizie. Eu de mic am considerat că sunt așa, probabil Domnul, cunosc pe Domnul, că fiind în biserică, cântam, tot timpul slujeam, îmi spunea că e așa, ok, da. La un moment dat aveam vreo 12-13 ani, eram într-o tabără și era într-o seară și mi-am dat seama, mă rugam și mi-am dat seama, Doamne, oricât de mult bine aș vrea să fac singură, nu pot, tot încercam să... Și uneori mai îmi prea rău că nu trebuia să zic asta, nu trebuia să fac asta, dar de ce am făcut-o? Știi, era natura mea. Și am zis, Doamne, nu mă lăsa așa pe mine, dacă nu vreau să merg mai departe fără tine. Și atunci a fost momentul decisiv. Și de atunci a fost super ușor de tot. Nu. Deci o seara asta tot văd că îți pierde frecvență, tot le greșesc, da? Nu, a fost greu, a venit... momente în care am căzut și am zis, Doamne, de ce? Iar eu? Dar au fost și momente în care Domnul m-a întărit și mi-a dat putere și treptat am crescut. N-am mai greșit în locurile în care am greșit înainte. Am primit multă înțelepciune, dar fiecare perioadă cu provocările. Ai recomanda unei fete să ia decizia pentru o relație serioasă cu Dumnezeu la 12 ani? Depinde de fiecare. Adică eu tot timpul am fost... Așa mi s-a spus tot timpul, tu ești prea serioasă, tu ești prea matură, tu ești prea... E așa natura mea, n-am ce face. Depinde de fiecare. Fiecare la momentul maturizării, când conștientizează, eu zic că atunci e momentul când nu trebuie să mai amâne. Când conștientizează... Dar din punctul tău de vedere, pentru relația cu Dumnezeu există un prea devreme? Există... Din momentul în care tu te simți pregătit, atunci nu există prea devreme. În momentul în care tu știi și simți că asta trebuie să faci, nu există prea. Și să fie o chestie sinceră. Da. Adică am avut și unii care mi-au zis că mai ești prea mică, nu-i... Dar am avut și sprijin. Și eu cred că din momentul în care tu consideri și crezi că da, cu adevărat vreau să fac pasul ăsta și sunt hotărâtă, eu zic că atunci nu mai există prea devreme. O contrazici sau o susții? Nu o contrazic. Și eu cred că trebuie să fie o alegere proprie și de care să fii convins. În sensul că dacă o iei decizia asta pentru că ești influențat de unul sau de altul și nu e din propria convingere, o să ajungi să-ți schimbi părerea și poate ajungi mai rău decât ai plecat. Dar și în viața mea personală a fost momentul în care
mi-am asumat și am spus că asta e alegerea mea și sunt conștient de ceea ce fac și de consecințele și de angajamentul pe care mi-l au pe termen lung de viața de credință. A, deci tu vrei să spui că întoarcerea la Dumnezeu nu are de-a face doar cu viitorul, doar, nu are de-a face doar cu trecutul, că Dumnezeu mă iartă de multe sau puține, ci are de-a face și cu viitorul. Ți-asumi ceva. Clar. Ți-asumi ceva, o nouă viață. La tine, Alex, nici nu știu cum să o zic. Vreau să o zic bine și poate greșesc. E o întrebare, o presupunere. Nu știu, fă-o tu să iasă bine, că nu știu dacă o zic bine. Tata credincios ortodox. Da. Mama credincioasă în lumea neoprotestantă, da? Da. Te-a încurcat sau te-a ajutat? Sincer, nu m-a încurcat absolut deloc, pentru că tata place de că este o fire care îi place să citească foarte mult. Și... Aha, stai că se leagă ceva, da, da. La fel și mama. Și ei, ei îmbrățișează mai multe puncte de vedere. Și iau ce este bun din toate. Deci întotdeauna m-am sfătuit să am propriile mele convingeri care se bazează pe Scriptură și să nu fie frică să pun ceea ce cred eu la îndoială. Felicitări, să te spui că e fericit pentru asta. Mare, mare lucru, știi, să spui copilului, că noi oricum îi vedem pe copilașii noștri micuți și la 27 de ani și nu știu ce, și ei săraci, nu știu să ia decizia, ăștia suntem noi părinții și putea să fie, și nu știu dacă te-ai gândit să mulțumești vreodată lui Dumnezeu, dar eu știu copii care au fost rupți în două de părinți. Pentru că unul a avut anumite convingeri, altul anumite convingeri și n-au putut nici măcar de dragul copilului să spună măcar fă-ți tu propriile convingeri, citește Scriptura, fă ceva și uite aici ai găsit părinți care te-au încurajat. Deci, super fain. Și atunci cumva a fost, ei au împărtășit cu tine, dar ai fost pe cont propriu. Da, adică m-a sfătuit întotdeauna ce ar trebui să cred. Uite, Alex, o părere asta nu este bună pentru că, întotdeauna spun, pentru că nu mi-a zis, așa zic eu, punct. Întotdeauna mi-a dat argumente și n-am venit nicio cu îndoiala și la asupra existenței lui Dumnezeu, lui Iisus și așa. Și chiar m-a încurajat să citesc pe acest domeniu și am zis că, până la urmă, aveau dreptate în tot ce ziceau, numai că m-a lăsat să descoper singur. Bine, adevărul este că dacă ai vrea să definești, cel puțin din punctul meu de vedere, dacă ai vrea să definești viața creștină normală, ar fi citește Biblia și împlinește-o. Punct. Împlinește, spune Scriptura și ai o relație personală cu Dumnezeu. Eu cred că decizia aceasta de a urma pe Dumnezeu trebuie făcută în cunoștință de cauză. Adică trebuie să o faci după ce deja ai înțeles și nu în totalitate, că nu înțelegem în totalitate, dar înțelegi cine e Dumnezeu, ce cere de la tine și trebuie să știi și ce te așteaptă după ce intri în, după ce faci legământul ăsta cu măcar Dumnezeu. Măcar un pic așa să ai o idee. Da. 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 Și totodată trebuie să fii conștient că Dumnezeu îl ia în serios. Și chiar dacă tu nu-l iei în serios, Dumnezeu îl ia în serios. Și atunci de-aia trebuie să îl faci, adică să fii foarte serios când îl faci, nu te joci cu lucrul ăsta. Și atunci fiecare o face în funcție de, nu pot să zic o vârstă, dar fiecare o face atunci când e pregătit, când deja au înțeles lucrurile pe care trebuie să le înțelegi, fie că e mai devreme, fie că e mai târziu, fiecare... Păi au zis cu... zimeria, mi-aș o dat seama că e pregătită, când și-o dat seama că e varză, că nu e bună de nimic, atunci au fost pregătită, știi? Da, deci, în sfârșit, au ajuns la concluzia că e pregătită pentru salvare. Fiecare cu capacitatea lui intelectuală. Hai să vă încurc un pic pe voi doi, sau să mă joc cu voi, să mă încurcați voi pe mine. Acum, dacă vorbim deschis, în lumea evanghelică, sunt două lucruri pe care punem accent. Nașterea din nou și botezul, corect? Da. Bun. Noi spunem că, că nașterea din nou trebuie să preceadă botezul, nu știu ce cu tare și toate astea, și apoi. Care este vârsta ideală pentru a crede în Iisus Hristos? A te pocăi de păcate și a crede în Iisus Hristos? Era întrebare. Spune că nu este o vârstă ideală, depinde de persoană. Dar ceea ce aș considera esențial este că porunca lui Iisus în care spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeu toată inima ta, cu tot sufletul și tot cugetul tău, este foarte importantă și aș încerca să accentuez
acel termen cuget. Pentru că întotdeauna ca să poți să crezi în ceva, trebuie să înțelegi acel lucru. Dacă nu ai capacitate intelectuală, ești la 8-9 ani și nu știi care e faza cu Dumnezeu și nu-ți poți explica anumite lucruri, n-ar trebui. Bun, dar dacă el la 7 ani înțelege pe Dumnezeu, cât îl poate înțelege un copil la 7 ani, înțelege și gravitatea păcatului, tot la nivelul lui. El are voie să se pocăiască la 7 ani, să facă o rugăciune de iertare, să ceară milă lui Dumnezeu la 7 ani? Absolut. Dacă... Iisus la 12 ani a impresionat pe farisei și pe saduchei cu în legătură cu cunoștințele sale. Oh, acolo cu multe, da? Da. Da, 12 ani. Asta bun, haideți să... Deci, până la urmă, din punctul vostru de vedere, nu știu a tău, are voie un copil să se pocăiască de vreme în viață, să creadă în Iisus Hristos? Acum, nu știu exact ce să zic, dar mă gândesc că dacă își dă seama de starea lui, așa, dacă, și cum a spus mai devreme, dacă știe cine e Dumnezeu și știe că are nevoie de Dumnezeu și conștientizează starea lui păcătoasă și se pocăiește, atunci, da. Păi o ai pe bătrâna Miriam, care tot i-a spus, băi, tu ai mai fost bătrân odată, ești prea matură pentru vârsta ta, dacă ea la 9 ani o conștientiza toate astea, se poate pocăi, poate crede în Iisus și îl poate iubi pe Iisus cu toată puterea ta de la 9 ani, corect? Bun. Ea vine și îmi spune mie, ca slujitor, eu mi-am văzut păcatele, o furat două gogoși, o omorât un pui de gâscă al vecinului, în fine, că s-a jucat cu el, dar sunt păcatele ei, da? S-a pocăit de păcate, le regretă, da? Le-a abandonat, crede în Iisus Hristos, Dumnezeu o iartă, da? Și îmi cere mie să o botez la 9 ani și eu spun că nu o botez la 9 ani. Cum vedeți voi chestia asta? Vi se pare normal să existe o perioadă, o diferență între vârsta întoarcerii la Dumnezeu, cu sinceritate, cu toată inima, și momentul botezului? Ea spune că această problemă a fost abordată într-un fel în trecut. Așa. Cu istoria asta, e că ne lămurește. În vremea reformei, când au conștientizat oamenii că trebuie să fie botezați din nou la o vârstă adultă, nu doar din naștere, Luther și Calvin impuneau o cateheză credincioșilor și toți s-au întrebat, da, bine, bine frate, ne pui cateheza, nicio problemă, dar dacă murim în timpul catehezei nebotezați, ajungem în iad? Și răspunsul este foarte interesant că din moment ce noi am făcut decizia să rămânem pe Dumnezeu, atunci noi suntem mântuiți. Până la urmă, botezul e doar apă. Până la urmă, e doar apă simplă. Dacă nu ai avea convingerea Dumnezeu este și mărturia... Dacă nu e nașterea din nou anterioară... Da, n-are nicio valoare. E o baie. Da, e doar simbolic. Mai scurt, da. Și a zice că, până la urmă, un copil de nou care chiar vrea să se boteze, dar nu îi se permite, din cauza părinților, pastorilor și așa, nu îi devină copilul, ci... Adică doar să persevere și să ține de credință până la vârsta în care va fi botezat. Super! Deci ea s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, crede în Iisus Hristos, ea e născută prin Duhul Sfânt, dar e născută din nou. Ceea ce înseamnă că e copilul lui Dumnezeu, da? Da. Acum ea înțelege, ca și copil al lui Dumnezeu, că mai există un alt pas în ascultare de Dumnezeu, botezul. Un pas a fost pocăința, unul credința și mai există un alt pas. Ea vrea să împlinească și pasul ăla. Eu spun, fată, apropo de ce a spus Nati, știi? Mă, nu știu dacă tu la 9 ani pricepi la ce te înhami. Asta cu Iisus mă iubește, cu Iisus m-a iertat, e ok, e priceput. Dar nu știu dacă tu chiar pricepi 100% ce înseamnă viața de credință. Vezi că vine El cu maturitatea, băi, mâine te răstignește asta pentru Iisus Hristos, te lepezi, nu te lepezi, să fii mărturie în societate. Și atunci poate că asta e problema noastră, ne gândim, eu nu neg iubirea ei pentru Iisus. Dar poate ca părinte sau așa, zic, păi totuși e 9 ani, adică cât poate fi de matură, nu 9, 11. Dar asta e partea faină dacă se înțelege. Ea e mântuită, responsabilitatea de a boteza ea mea, eu îmi asum și tu zici, bun, și dacă moare ea? Păi dacă moare se duce la Domnul Iisus și cu tine ce se întâmplă? Și eu mă duc la Domnul Iisus, pentru că eu nu din ură, eu tot din dragoste pentru Iisus și din mărturie am zis că mai amânăm un an. E ok sau nu? Pentru copil ok, adică el a luat deja decizia și datorită factorilor externi nu a fost, nu este vina lui. Nu ține de el. Pentru mine e ok, dacă am inima sinceră, că... Da. Da, dacă tot așa, În schimb, pentru pastorul, preoții care n-au vrut să îl boteze,
Dar din nou, depinde de situație. Dacă pastorul sau, mă rog, conducătorul religios simte că acel copil chiar nu este pregătit să nu are maturitatea intelectuală și spirituală destul de dezvoltată, nu este un păcat. Deși dacă, să zicem, că are toate dovezile necesare, că până și un copil de 9 ani ar putea să înțeleagă anumite concepte, atunci aș fi înclinat să spun că da, săvârșește un păcat. Păi dacă mi impune biserica niște reguli, ce fac? Calc regulile bisericii? Mi-am dat foc la valiză. Regulile trebuie să încalce autoritatea Scripturii. Regulile sunt făcute ca să primească de Dumnezeu, mai trebuie să punem regulile, mai întâi cum ziceam, farisei și saducheii, în fața simbolismului lor, ceea ce reprezintă. Deci regulile schimbă Scriptura sau Scriptura stabilește regulile? Scriptura stabilește regulile. Bun, bine. Păi cu voi numai. Eu mă trebuia să vin să iau notițe seara asta. Așa, nu? Cine vă trimis aici? Cum ați parașutat voi aici? Nu sunat. A fost sunat. Cine? Domn director. Ah, directorul de la școală. Te duci, vezi să nu mă faci de rușine. Voi sunteți sens la același liceu? Da. Da. Ah, deci liceu creștin? Da. Da. Ah, am înțeles. Și-o trimis aici elita, că trebuie să dea la... Spune și la ce liceu sau nu facem reclamă. Apropo de chestia asta, e fain să fii într-un liceu creștin? Da. Adică faci mecherii creștine sau ce? Nu, adică te ajută foarte mult. Adică și anturajul în care ești e unul mult mai bun. Nu perfect. Nu perfect, da, nu. E unul mult mai bun. Și profesorii sunt mai înțelegători și și exemple pentru noi. Cum ai mai înțelegători? Eu așteptam să-și mai strig dacă e un profesor serios în relația cu Dumnezeu. Ce înțelegător, frate, mate pe tine până adică țar capacele. Adică aș putea să fac comparația așa pentru că am fost în gimnaziu și în primar într-o școală necreștină și așa. Acum la liceu am ajuns, la liceu sunt într-o școală creștină și pot să fac comparații între profesori. De exemplu, un profesor, am avut un profesor de română care așa s-a impus la oră încât când știam numai că am română, începeam să am dureri de burtă. Vorbesc serios. De ce? Și când am ajuns la liceu, știam că profesoarele... Acum avem profesoare de română, nu mai avem profesori. Știam că n-au cum să fie așa. Și mi s-a spus și... Acum ai dureri de cap sau ce? Nu. Nu. Deci, au avut grijă mama și cei care cunosc profesorii să-mi spună că n-o să fie așa. Atunci am avut încredere în ei și s-a dovedit că nu a fost așa. Ajuns să-mi placă chiar și orele de română, pentru că ori de curs altcumva. Profesorii au fost altceva, să zic așa, alt material. Eu spune că e foarte fain să vin într-o școală creștină și mai ales anturajul lui, pentru că îți vine să te dezvolți personal și în alte școli nu fac publicitate proastă sau așa, dar se chiulește mult, se fumează, se bea de la vârste fragile, așa. Se mai și trage pe nas, nu? Bine. Da, mai multe, știți mai bine. Mamă, nu știu mai bine, dar ceva știu și eu mai trăiesc prin lumea asta, da. Stai să spun o chestie. Hai să spun eu pe aia cinstită, poate mă ascultă părinții voștri. Deci ascultați-mă, dragilor, eu știu foarte puțin. Dar ce știu eu mă face să mă gândesc cu multă seriozitate și să mă rog la copiii noștri, la nepoții noștri. Dar ascultați-mă, dacă eu care știu câte ceva, știu puțin, unii dacă nu vă interesați, puteți dormi liniștit, dar nu știu în ce somn. Adică, poate că sunt unii părinți care cred că viața din liceu e cum era pe timpul lor. Acum, dacă unii sunt ca mine când o termina liceu, habar n-au ei când, deci ei ar trebui să se uite la un film, sau nu știu, recomandați-le un film, să se uite ce ar putea însemna viața dintr-un liceu astăzi. Și atunci, asta e mângâierea mea. Deci știu că în liceile creștine nu e viața perfectă. Dar totuși, comparând cu ce se întâmplă în lumea asta, zic că e o lecuță mai bine. Adică măcar nu te înjură profesorii, îți mai roagă pentru tine, că se roagă sincer sau nu, mai au un pic de răbdare sau îți explică. Hai să facem o schimbare, să mai fie și așa. Tu ești doamna director al liceului și el directorul adjunct. Ce schimbări faceți în liceu? Ce-mi face?
Da, acum le rezolvăm seara asta. Mai știu, adică s-au făcut schimbări multe de când... De când ați venit voi la putere. Nu, în școala mea chiar nu pot să bag așa de vină, chiar, nu știu, dar... Nu, că eu vă întreb că și copiii noștri au terminat pe la școala pe unde sunteți voi, ca să nu dăm nume, și la un moment dat s-au apucat să scrie o carte, știi? Nu întrebați cine a avut ideea așa cu tare, știți ce titlu a avut? Zburamia și creierii. Deci mi se pare super așa pentru o școală creștină și eu am primit cu dedicație, deci eu am, da, da. Mă, mie chiar îmi place la școală la care sunt. Bun. Și ne-a schimbat-o, dar poate că... Nu, dar ești director acum, trebuie să îmbunătățești ceva. Așa, poate aș... Mai multe ore de muzică. Nu. Neapărat că la orele de muzică se cam plictisesc copiii, dar aș încerca să creez anumite ore, neapărat ținând cod de programă, deși asta se cere, dar aș încerca un pic, dacă se poate, să fac cumva mai interesant pentru copii. Laboratoare de lucru, activități, proiecte, chiar și poate aș crea un curs pentru profesori ca să își dea și seama cam ce-ar gândi copiii. Să încerce să fac mai atractive orelor, pentru că sunt o grămadă de copii care zic: uai, dar ce ora și asta? Ce mai e? Nu mă urc de somn, nu mai pot, de fapt e seara, nu mă interesează. Scuză-mă că te întrerup, tu știi că ți-asum riscul să urmărească pe profesoară ceva? Așa, vrei să-i treci bacul? Da, bun, am zis numai așa. Nu, suntem școală creștină, profesorii se roagă pentru voi, chiar o să... Acum toți iau notițe de la voi, zi mai departe. Deci, nu neapărat pentru mine, dar din ce am auzit, sunt copii care așa gândesc și asta își face. Poate aș crea ceva să fie mai interesant pentru elevi, care să-i ajute în viață. Deci voi nu sunteți generația care, bă, frate, ăsta e curicumul ăsta cu tare, îți bagi mințile în cap și faci tot cu bucurie. Nu te-am întrebat pe tine. Deci el care pare cel mai pocăit aici și mai smerit, de așa la... Mersi, ia zi. Cred că e important și ceea ce se cere de la inspectorat și așa mai departe, dar cred că pe ce aș pune eu accentul ar fi activitățile extracurriculare, care din experiența pe care am avut-o în anii ăștia de liceu, când am mers în slujire, mergeam cu clasele în misiune, am mers la orfelinat, la penitenciar, să ajutăm oameni. Ajută și în relația noastră cu Domnul și reușim să vedem alte perspective, în sensul că dacă suntem la liceu creștin și mergem la biserică, riscăm să ajungem într-o bulă de săpun. Bulă, da. Bulă în care nu înțelegem pe oamenii din afară. Cercul nostru nemuritor cerece. Da, ieșind din perimetrul ăsta, din bula asta, și având tot felul de activități în care ajutăm și slujim, suntem dispuși să sacrificăm, ne ajută foarte mult și... Bun, dar în ieșirile astea misionare contează și ce se dă după serviciu? Scol, ceva cărnați, ceva președări? Ai părtășia dintre cei care fac slujirea. Ah, deci părtășie. Contează și părtășie. Da, și dacă e un pic mai unsă și mai așa, e ok. Acum, fără pretenții, fiindcă după posibilități. Dacă nu, ieșim în parc, o plimbare, neapărat mâncare, dar părtășia importantă. Da, da, și eu să te corcu. Acum, când o zis el de pușcărie, nu neapărat părtășia, numai cu voi, nu că aia după ce ieșiți. Da, e bun. Păi e bine așa, bun, dar matematica tu trebuie făcută, nu? Trebuie. Deci, cum schimb matematica în matematică creștină? Adevărul e că la unele materii, pentru că nu se poate la toate, profesorul încearcă să facă o aplicație în viața creștină și adevărul e că la multe materii, în sensul că biologia... Când studiezi și vezi cât de complex e corpul uman și așa mai departe, eu personal realizez cât de minunat a putut Domnul să ne creeze și cum s-a gândit la chestii pe care noi încă le descoperim. Da, dar sunt, cum ai zis, trebuie să ne ferim și de spiritualizări din astea, din orice, știi, fraților, 2 plus 2 egal 4. La noi, la creștini, 2 plus 2.
egal 4 mai mare. Da, sunt chestii unde poți și sunt chestii unde... Acum, eu care am prins începuturile școlii creștine, am mers foarte mult. Și dacă se mai ține cont de chestia asta, mi-ar părea rău să nu se țină cont. Am spus faptul că suntem o școală creștină. Niciodată nu ne-am gândit să facem o școală creștină pentru chiulăi sau pentru șmecheri sau pentru leneși. Și de asta am zis, în școala creștină matematică ar trebui să fie matematică de nota 10, engleza, engleză de nota 10, chimie, chimie de nota 10. Ah, ce putem face pe lângă asta? Caracterul profesorului, toate celelalte, dar până la urmă noi trebuie să știm un lucru. Când voi ieșiți în lume, voi sunteți în competiție cu el, știi? Și dacă la ora de engleză eu te învăț, Domnul este păstorul meu, când tu treci în CV, scrie, Iisus e păstorul bun. Dar mie îmi trebuie cineva care știe limba engleză bine. Da, și atunci o faci cu profesor particular, sponsorizat din banii Domnului care este bun. Bine, v-ați dat copiii la școală creștină? Da, categoric. Da. Și voi să le fiți profesori sau? Nu să te faci profesor, da, deci să-și bată alții mintea cu ei, că ăsta e cu răbdarea, deci acum cu răbdarea. Bun, eu ce? Eu te ocup de ei acasă. Tu te ocupi de ei acasă, adică nevasta. Amândoi, am înțeles. Amândoi. Da. Amândoi, da. Bun, hai să vă fac și pe voi, directori. Voi ați mai schimbat ceva prin școală? În primul rând și eu aș vrea să fac așa un sector de clădire, un corp de clădire separat de clădirea unde sunt cursurile, unde să avem specific săli pentru practică. Bombe, treburi. La chimie. Da. Să facem ce învățăm teorie la ore, de exemplu la fizică, la chimie, la orele unde teoria se poate aplica în practică, de fapt se aplică în practică, unde avem teorie și avem nevoie de practică, aș face un corp unde să avem laboratoare și să putem face practica, să înțelegem ce facem, pentru că învățăm foarte multă teorie, dar nu facem practica. Și mă gândesc că să ne tragem cumva înapoi. Că înțelegem lucrurile doar teoretic și când ne vedem, nu știm ce vedem, dar nu știm ce vedem. Să știi, din punctul ăsta de vedere, noi am fost privilegiați, mă refer generația noastră, noi avem laboratoare foarte bune. Foarte bune în care practicam. Cum vezi tu teologia, teoria și practica în teologie? Sincer, aș zice că e cea care se poate practica. Nu doar la nivelul să fii bun, să nu minți, așa. Și în sensul că ar trebui să le vorbim și oamenilor despre Dumnezeu și la un nivel mai avansat, puțin să zicem aceeași clișee care se numeau duminica. Dumnezeu e aici, e bun. Care e ok, adică e adevărat. E sfat ok, adevărat, numai că, până la urmă, nu poți să aduci oamenii la Biblie folosind doar Biblia. Pentru un ateu sau un agnostic nu înseamnă nimic. Psalmul 23, nu zice nimic. Pentru că Biblia nu înseamnă nimic. Da, da. Am putea să aducem argumente din mai multe ramuri ale cunoașterii, cum ar fi biologia, minunățile științei, metafizică, teologie naturală. Dintr-un domeniu unde omul e mai acasă. Și da. Poate pricepe mai ușor da, pe limbajul lui, da? Unui pasionat de istorie putem să vorbim din punct de vedere istoric. Corect, corect. Impact a avut Iisus și așa. Unui pasionat de filozofie putem să îi vorbim cât de inutil și ar fi universul fără Dumnezeu. Și așa mai departe. Fiecare pe... Păi eu m-am gândit pe voi să vă fac păstori, pe amândoi. Ia, vă fac păstori. Seara asta, ce-ați schimbat în biserică? Să fiu sincer, de fapt, acum am observat în generația părinților noștri, tinerii slujeau în biserică și aveau râvnă. Și acum e așa un mister că tinerii nu mai au râvnă să slujească pe Domnul și pleacă din biserică. Nu vorbesc în toate bisericile, se întâmplă. Și m-aș gândi dacă aș fi păstor într-o biserică, dacă aș păstori o biserică, să investesc mult în tineri și să-i motivez. Și atunci... Bun, dar tineri ca voi ar accepta ceva de la un moș ca mine? Da. Da? Da. În ce condiții? Aș accepta. Păi eu nu știu, primul lucru, dacă vin la voi la costum și cravată, la o întâlnire tineret, cred că jumătate vă deschideți telefoanele. Nu
acum fiecare... Adică acum nu știu. Nu știu ce să zic aici. Bun, dar ce ar trebui să fac eu? Eu mă gândesc la generația tânără, da? Acum mă bucur că n-ați început, că ați schimbat păstorul, știi? Deci încă ne mai lăsați până ieșim la pensie. Ăștia suntem, buni, răi, cu moștenirile noastre. Mai trebuie să ne răbdați un pic. Dă-mi un sfat, ce să fac ca slujitor ca să mă pot adresa și generației tinere? Generația tinere, nu zic că trebuie să purtați tricou cu Metallica ca să vă adresați. Spun doar că, pur și simplu, fiecare tânăr, mulți trecem printr-o vârstă critică, hormonii, nu știm ce să facem, nu ne mai vrem să ascultăm de mama și tata, tot e plictisitor și așa mai departe. Și astfel încep, izolăm mulți ceva. Unii în citit, alții în muzică, artă. Alții în vici, în păcate, în ce-o fi. Da, asta e mai constructiv, alții mai... Da, asta este. Nociv. Și ar putea să vorbim... Până trebuie să cunoști un om înainte să-i poți vorbi clar. Dar să... Un sfat doar. Așa zic că să... vorbiți pe înțelesul generației noastre, pur și simplu. Noi gândim în termen de calculatoare, în SF, Bill Gates, Steve Jobs și așa mai departe. Și e limbajul doar. Deci ar trebui să mă reprogramez un pic și pe chestia asta. Da, puțin. Olea, acum nu o să devin eu expert, no, no, că oricum vă dați voi seama că eu pe lângă. Dar măcar apreciați intenția mea, nu? Da. Păi, deci ăsta încearcă, nu iese. E fan așa, da? Bun, dar ca să zic ceva și pentru sufletul tău, tu ai zis că ar trebui să te cunosc un pic, să investezi mai mult în relații? Na, să faceți dumneavoastră lucrul acesta ar fi un task, să zic așa, prea mare pentru un om. Într-o lucrare tineret, când ai, de exemplu, 100 de tine, să-i cunoști pe fiecare, durează mult și efectiv nu este timp. Și să fie așa divizat, oricum, pe sectoare. Trei lideri, mai vin și fiecare să cunoască o parte, o porțiune. A, eu să-i cunosc pe ea trei bine. Da. Și aia trei poate să spună într-o zi, bă, discută cu moșul ăsta, că nu e chiar prost aerian, poate să-ți dea un sfat, nu? Niște așa, da. Niște, ai ieșit cu mine la o pizza în oraș? Dacă faci 500, da. Normal, dar nu mă duc cu banii tăi, că mor de foame. Și nu, n-ai avea fițe în cap. Nu, nu. Și ce ai vrea acolo la pizza, să-ți dau sfaturi sau să povestim așa, să... Îți mai spun ceva din viața mea, cum am depășit anumite chestii? Am zice jumătate. Și sfatul și pentru tine e important și cum se aplică sfaturile, la ce ajută sfaturile. Da, pizza să fie bună. Da. Asta, înțeles. Da. Deci e bună. Eu mă gândesc acum la câteva exemple de oameni mai în vârstă pe care am întâlnit și cu care știu că am avut o relație bună și am rămas plăcut impresionat de ei. Nu forțată. Nu. Deci chiar am fost impresionat de stilul lor de viață, de viața lor de credință. Pe de altă parte, față de alți tineri, nu au avut un impact așa de bun. E greu să spun care ar fi criteriile ca să vă puteți înțelege cu un tânăr, dar cred că esențial ar fi o relație deschisă, în sensul că să tânărul să perceapă ca și cum e înțeles, e acceptat așa cum e susținut în rugăciune. Și... Chiar dacă nu e ok cum e. Da. Nu. Deci, unde e greșit, trebuie dreptat, dar sunt multe privințe în care pur și simplu părere diferite, dar nu sunt neapărat bune sau rele. Mm-hmm. Miriam, zi, ce e bun în generația voastră? Auzi, că să văd și lucrurile bune. Ia, măi, deschide-mi tu minte. Ce e bună în generația voastră? În primul rând, generația tânără e plină de viață. Trebuie folosită. A, așa, super. Adică energia nu trebuie folosită pe ceva pasiv. Cum, asta e părerea mea personală. Gen, te uiți la dar toți spunem păreri personale. Te uiți la stai, dacă nu cităm pe Iisus. Și ce ai câștigat? Nimic. Dacă găsești ceva ce-ți place, nu îți faci cu așa de silă, hai că mă duc și eu. Fac ceva ce-mi place, dar fac ceva util. Fac ceva ce mă ajută și, în primul rând, pentru Domnul. Adică ceva ce mă ajută și dincolo de viața asta, nu neapărat acum, în momentul ăsta. Cam asta ar fi și contează foarte mult relația. Legăturile dintre persoane și dintre generații. E important să, ca și noi trebuie să înțelegem pe generația care a fost înainte de noi, să înțelegem cam
cum au gândit ei, nu se critică, mă, ăștia sunt vechiți, ăștia sunt vechi, nu ne înțeleg. Și noi trebuie să ne înțelegem pe ei și ei trebuie să ne înțeleagă. Dar nu trebuie chiar să ne înțelegem, nici noi nu ne înțelegem 100%. Și unele chestii noi nu vă prea spunem, dar să știți că unele lucruri nici nouă nu le place că le-am făcut. Deci a fost o vreme când am crezut că suntem foarte deștepți, că ăia nu au avut dreptate, că venim noi, punem coada la prună, la nu știu ce, n-a fost chiar așa. Au fost niște vise, unele au ieșit, altele nu le-au ieșit. Am încercat să învățăm din ele, că toată avem puterea să recunoaștem, bă, frate, nici nouă nu ne-a plăcut, nu ne-a ieșit, dar asta este, nu mai putem da timpul înapoi, învățăm din el. Dar îmi place chestia asta, măcar tinere să vedem că există, nu? Așa cum îi avem, da? Dacă vrem mai buni, ne rugăm Domnului să transforme și noi să fim model pentru ei. Eu am o mare speranță, da? În Domnul Iisus Hristos. Speranța mea este că Dumnezeu vă va folosi pe voi, tinerii, să faceți multe schimbări în bune, schimbări atât de faine ca să fim contaminați și noi, bătrânii. Eu cred că pentru fiecare generație Dumnezeu se descoperă într-un fel. Nu trebuie să impunem generației actuale, așa cum aș fi acum eu bătrână, să impun, așa au fost la mine, așa trebuie să faceți și voi, asta e calea. Trebuie să trăim în lumina Scripturii, nu după niște reguli impuse de noi. Așa trebuie să faci, așa am făcut, așa am crescut eu de mic, așa trebuie să faci tu. Lași să descopere care este planul lui Dumnezeu pentru generația asta. Dumnezeu face lucruri noi. Nu, așa este în pasajul în Scriptură în care scrie, trebuie să ne uităm, să privim înainte, să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi și să facem asta. Dumnezeu ne cheamă să fim lumina și să schimbăm. Dragilor, nu că îmi pare rău, dar totuși, nu știu cum să zic, a fost de la Domnul, nu a fost de la Domnul. Nu mai gândesc la chestia asta, dar cred că a fost de la Domnul. N-am avut ce face și l-am sunat pe directorul liceului. Domne, trimitem niște copii. Îți dai seama că ei au trimis pe aia bune, așa. Îmi trebuie aici și niște prăpătiți din aia care mai cu figuri. Da, poate îi prinde-o la o altă emisiune, că nu mai vorbesc cu directorul. Îi caut eu, sau poate mi-i spuneți voi. Frate, dacă vrei o chestie din asta, că nu e așa, ai rating, n-ai, că noi am fost așa, au trebuit să spunem, ne ducem înapoi, avem părinți, avem bacu, avem păstori, ne urmăresc toți, trebuie să trecem cu bine, dar poate, eu vă scot la o pizza, fii atent ce facem, un târg așa, eu vă scot la pizza care vreți voi, hamburger, nu știu ce, și voi îmi dați câțiva din ăștia pentru alt fel de emisiune, tot de ale Domnului o să discutăm, dar e un pic diferit, așa, într-un alt limbaj, un alt stil, așa, să vedem poate că și cu aia. Ai găsit vreunul așa care să mi-l recomanzi? Nu, nu-l dai acum în direct. Trebuie să... Cu strădanii, da. Și dacă sunt prietenii tăi. Bun, vă mulțumesc frumos că ne-ați răbdat seara asta. Pentru mine a fost o mare bucurie, că așa sunt eu. Întotdeauna i-am iubit și pe bătrâni, și pe tineri, și pe cei cu vârsta mijlocie, că toți sunt oameni lui Dumnezeu, creația lui, copiii lui, și asta este partea frumoasă, că suntem diferiți. Dar dacă cineva în lume ne iubește așa cum suntem, acela este Dumnezeu, El ne iubește necondiționat, sigur, nu vrea să ne lase acolo, tocmai asta înseamnă iubire, că vrea să ne schimbe, să ne ducă la o stare mult, mult mai înaltă, dincolo de așteptările noastre. Dacă sunteți tineri și v-a plăcut de careva de aici, cereți la mine numărul de telefon, nu vă apucați voi să căutați pe net cum îl cheamă, cu tare că fata au zis că se mărită și vreau să treceți pe aici, pe la manager, sau cu domn director, vedem noi, poate și cu părinții, nu știu, păstori, vedem noi, așa. Cu băieții ați văzut că nu le stă căsătoria în cap, deci pe ei căutați pe proiecte de teologie, de ascuții creioane, de șopii, de nu știu ce, cu bursa vă duceți la nate. Deci dacă vreți să pierdeți banii, adică să se ridice prima dată, da, sau coboare, vă duceți la el și el vă învață ce încă n-a învățat el, dar e ok, bun. Până atunci să încheiem cu lucrurile importante. Dacă este ceva important pentru un tânăr sau orice vârstă, relația personală cu Dumnezeu, rugămintea mea. Știu că sunteți aglomerați cu de toate, cu proiecte, cu profesori, cu telefoane, cu nu știu ce mai vă aglomerați voi în generația voastră, dar există o carte, așa, o carte care se numește Sfânta Scriptură. Este cartea fericirii voastre, cartea succesului vostru. Ea o să vă învețe cum să mâncați, cum să dormiți, cum să lucrați, cum să trăiți, cum să muriți, cum să vă însurați, să vă măritați, cum să plângeți, cu cine să plângeți, când să vă aruncați de pe bloc și să nu vă aruncați de pe bloc, când să stai venele sau să nu stai venele. Asta te învață Sfânta Scriptură, adică să nu ți le tai, asta spune Sfânta Scriptură, da? Deci rugămintea mea, dacă nu ne luați în seamă pe ăștia, zic, bă, ăștia așa, așa pop păstori, trebuie să plătiți pentru gură de asta. Cineva zicea că noi și câinile suntem plătiți pentru gură, da? Asta este, ce să facem? Nu ne pare rău, da? Că există și câine bun și păstor bun.
Așa? Deci ziceți, bă, pe ăștia nu-i cred. Tata și mama îmi spun că nu știu ce, da? Dar nici ei nu au făcut așa, da? Acum vor să fac eu ce nu au făcut ei. Păstorul îmi spune că e așa, ăla îmi spune că e așa. Oameni buni, dați cu toți de pământ, nu fizic neapărat, da? Că suntem cam măroci. Dați cu toate ideile noastre de pământ, ia Sfânta Scriptură, uite-te ce spune Domnul Iisus Hristos. Și fă ce spune Iisus Hristos. Și chiar dacă eu nu o să fiu mulțumit, who cares? Adică dacă tu faci ce spune Iisus Hristos, asta e important, că El te binecuvintează și aici în veșnicie. Dar dacă faci ce ascultă Iisus Hristos, eu cred că toți o să fim mulțumiți, așa-i? Și chiar o să luăm model de la ei. Și viața cu Domnul Iisus Hristos nu este nici grea, nici ușoară, nici plictisitoare, nici nu știu să-ți explic cum e viața cu Iisus, mai bine încearcă-o. Încearcă cât mai devreme în viață, că o să fie super și o să ajung să-L cunoști pe Dumnezeu înspre finalul veșniciei. Am zis bine? Nu. Da. Finalul veșniciei, veșnicia nu are final. Și asta am zis, că o să-L cunoști pe Dumnezeu de plin spre finalul veșniciei. Adică da, am zis bine. Adică, da. O mai descurcăm noi. Mulțumim frumos că ne-ați primit în casele voastre. Care aveți copii, bucurați-vă de ei. Sunt cei mai buni copii pe care aveți. Care aveți tineri în biserici, bucurați-vă și ajutați-i să-L cunoască pe Dumnezeu. Mai primiți și idei de la ei, că au multe idei bune. Care nu v-a plăcut în seara asta, decât să ne criticați, să ne mai faceți păcate, faceți o rugăciune pentru noi. Cereți pentru mine minte cât de multă că am nevoie de ea și pentru tineri ăștia tot ce-și doresc ei, dar mai ales să împlinească voia Domnului în viața lor. Mulțumesc frumos că ați venit. Sper că a fost o seară faină. Pentru mine a fost o seară super. Și rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu, că El are binecuvântări și pentru voi și pentru toți apropiații voștri.